cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, bună dimineața, cafeaua de dimineață. Semne bune ziua are, anul are, viitorul are, dacă nu știați, pentru că savanții de la guvernare, îmi place așa de mult să spun chestia asta, s-au întâlnit, au analizat, au măsurat, au cercetat și măsuri drastice au luat, despre care vom vorbi în emisiunea de astăzi, măsuri drastice care să ne îmbunătățească nouă viața, adică cetățeni, citizeni, cum ne zic ei, să ne îmbunătățească viața citizenilor, celor care mai au curajul tâmpit de a ține o firmă mică, mijlocie în România, să dea bani la buget, bineînțeles, în limite rezonabile, adică mai ales bugetele astea sociale, adică noi dăm 47% dintr-o valoare a unui salar la buget și aflăm că nu-i destul. Bun, deci, semne bune anul are. A bătut FCSB-ul pe steaua bulgarilor, dar pe steluța bulgarilor cu 1-0 și, ca să mergem din lucruri bune în lucruri bune, a apărut numărul 589 din Mesagerul de Neamț de astăzi cu câteva lucruri care merită discutate pe scurt, dar nu înainte de a spune că este și joi și este Liviu Harbuz din nou cu noi. Bună ziua! Rime vorbesc! Mă bucur să vă regăsesc, mă bucur să fiu din nou la dumneavoastră, mai ales că eram nevorbit. Și eu. Asta cu nevorbit, uitare bună. Apropo de nevorbit, îmi dați voie să vă spun câteva subiecte din ziarul de astăzi? Vă rog. Deci, PSD cu năbădăi. Bătălia pentru șefia reală a partidului. Cine și-ar fi închipuit, domnul Harbuz, că vom asista la o bătălie în PSD pentru putere între Ionel Arsene și Daniel Harpa? Nu e o bătălie între Daniel Harpa și Ionel Arsene, este vorba despre o grupare a lui Ionel Arsene, care fiecare luat în parte are ambiții personale, pentru că vorbim despre politică și de obicei politica care e în tot și în toate are darul de a distruge. Și e la fel de veche aproape precum cea mai veche meserie. Veche meserie, da, nu. De fapt, da, este cam același lucru. Da. Ambele sunt foarte vechi pentru că una s-a născut din cealaltă. Adică din cea mai veche s-a născut politica. Fac o paranteză scurtă că nu mă pot opri. Țineți minte primul mandat al lui Ion Rotaru? Da. Când a lansat el ideea cu bordelul? Da. Și a spus așa... Altfel corectă. Da. Mă mir că n-a pus-o în aplicare la Alexandru și cel. Știți cum se numeau lucrătoarele în bordelele lui Rotaru? Nu. Operator ecologic. Ha. Mai nou, avem o noțiune introdusă, dar o să o dezvolte pe larg un coleg, de operator cultural. Și mă întreabă, ce părere ai despre chestia asta? Bă, zic, cum să spun, sună asemănător și probabil că și prestația de multe ori se aseamănă. Dar, mă rog, revenim în chestia. Să avem cât mai multe meserii, pentru că avem nevoie, nu vedeți, piața muncii e gumie. Acum rezolvăm problema prin reforma administrativă, desființăm 200.000 de posturi. Care nu funcționează. Care, nu, sunt posturi vacante. Da, care produc pagubă pentru că pui un șef la un serviciu care beneficiază de mașină, secretară, nu știu ce sporuri, conduce un serviciu și serviciul nu există. Nu, serviciul există, pe dar hârtie. Prin delegație ocupa altcineva postul care este vacant. Asta era ideea. Am înțeles. E greu pentru mine asta cu cheltuielile bugetare e grele. Poate discutăm astăzi puțin, dezbatem puțin reforma care este un must, o necesitate, e obligatorie pentru guvern, da. Pentru că dacă nu respectăm deficitul de 4,4%, nu o să mai luăm banii și cum de fapt bugetul nostru al României astăzi e reprezentat în proporție de 90% de PNRR, ăla e bugetul României, alea sunt regulile prestabilite. Eu mă bucur că și Uniunea Europeană
merge pe numerotarea până la 5 a rușilor. 4,4, noi zicem 5, 5,3 zice PSD-ul, dar ne întoarcem imediat, continuăm cu mesagerul. Deci, mesagerul spune despre PSD cu năbădăi, da? După care, vă interesează și pe dumneavoastră în calitatea pe care o aveți de director de cabinet al domnului Carabelea, avem două pagini fotoreportaj la zi, cheamă așa, cost la atracțiilor turistice sau o aventură falimentară pe bani publici. Partea a doua este mai credibilă. Aventură, deci, falimentară. Așa. Vorbim, apropo, tot în contextul național. Da. N-avem bani. Am avut, ba, avem bani pe care îi risipim. Deci, și ce am vrut să atrag atenția aici, am pornit de la un afiș, ăla care se pune când începe lucrare, știți? Un panou. Randarea. Pando, da, un panou. Un panou. Și spune așa, valoarea totală a proiectului pentru COSLA. 58 de milioane de lei în anul 2009. Bani. Foarte mult. Contribuția bugetului local. 35 de milioane de lei. Bani mulți din împrumut. Da? Bun. Și ce s-a făcut? Ce nu s-a făcut? Cine are curajul poate citi. Cine are curajul? Cine nu? Și încheiem cu drumul care se face acum spre înălțimea aceea în care vin turiștii Buluc la Piatra Neamț. Încercăm să atragem atenția asupra două lucruri. Câți bani s-au cheltuit acolo? Peste 100 de milioane, că aici sunt 58, dar mai punem 40 telegondola plus alte lucruri, care am 100 și vreo ceva de milioane, 100 și ceva de milioane de lei. Să atragem atenția asupra ce s-a făcut și să atragem atenția actualei administrații că ce se face pe COSLA trebuie făcut cu cap, cu grijă. În măsura în care se poate face ceva. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, eu sunt foarte sceptic că se va reuși să facă ceva. Asta zic și eu. Dar în afară de amenajările pe care le-am propus pe perimetrele care deja au fost delimitate, nu uitați că avem marea problemă cu agenția privind zonele protejate, exact. Zona fosiliferă, care ne obstrucționează, practic legal, desigur, în orice investiție. Adică acolo problemele sunt foarte grave. Construcția acelui hotel abandonat, care la fel reprezintă cheltuieli inutile, bani aruncați așa cum am aruncat iglu. Iglu, dacă ar fi fost probabil într-o stare mai bună, iglu ar putea fi reabilitat, dar până la prima furtună. Nu. Eu cred că dacă am găsit investitori, dar din păcate știți cum e cu investitorii? Investitorii nu pot să-i nominalizezi, trebuie ei să se ofere, ei trebuie să vină, să aibă disponibilitatea de a investi. Ei, în momentul în care ai o zonă în care arată peisajul este apocaliptic local, pentru că ce să vine cineva să facă? În schimb, de acolo ai un view, ai toată Valea Bistriței, vezi Ceahlău, deci ca și view este absolut superbă. Este singurul lucru care mai ține, de fapt, acea zonă și circulația telegondolei, care, apropo, de la 9%, pentru că biletul la telegondolă intră ca și biletul la teatru, ca și biletul la grădinile zoologice. Sare, de la 9 se duce la 19%. Revenim la faliment imediat. Așa, revenim la faliment. Deci, tot în mesagerul am încercat să facem o analiză a rezultatelor la evaluarea națională a elevilor de la clasa 8-a. Și ne-am dus spre mediul rural. Ar trebui să o citească mai mulți și să o aprofundeze cei care se ocupă la inspectorat, la ARACIS, pentru că apar niște lucruri extrem de interesante. Ai școli în mediul rural care au absolvenți cu media generală pe clasă, pe nivel mai mare ca școli din oraș, semnificativ mai mare, cu toți absolvenții trecuți. Bun, aici sunt doi factori care pot influența. Comunitatea, părinții. Fie părinții, comunitatea sau notele date mai ușor. Nu, pentru că aici nu mai contează notele la examen. Sau ai elevi, asta nu mai contează nota. Sau ai elevi de foarte bună calitate și cadre didactice. Vă dau un exemplu. Da. Este Comuna Hangu. Comuna Hangu a reușit în ultimii ani rezultate foarte bune. De ce?
Pentru că acolo, nici nu știu cine mai e primar, că primarul vechi a plecat, nu mai știu cine e. Dar acolo este o bibliotecă, deci o bibliotecă care este profund implicată în viața școlii, a comunității. Se întâmplă tot felul de lucruri, tot felul de chestii care se fac cu elevi. Inclusiv parcă... Pe principiu, omul sfințește lucrurile. Exact. Același lucru se întâmplă... Dacă ai un bibliotecar implicat, exact. Pentru că un bibliotecar, poate să fac absolvent de facultate, care se duce în comuna Hangu fără a fi din Hangu, adică fără a se întoarce acasă, nu-l interesează. O face din pasiune. Da. Și făcută din pasiune are și rezultate. Asta se întâmplă, de fapt, peste tot. Omul sfințește locul. Da, și mai avem o chestie care e interesantă și vă interesează și pe dumneavoastră, așa, prin extensie, și ar trebui să-mi interesezi pe domnul primar. Săptămâna trecută sigur am publicat, pe am publicat un material care sună așa, de lapidare la stat. O doamnă foarte isteață și foarte ok. Da, am citit și eu. Da, a reușit să ia 700 și ceva de mii de lei din banii comunității, cum spunea... Bă, concluzia acelui articol, dacă rețin bine, că am și Dumnezeu, putea să o facă citit. Singură. Se pare că totul s-a întâmplat în baza încrederii pe care i-au acordat-o colegii. Deci a fost o chestiune de încredere. Era un colectiv și mic. Șefii tot pe încredere lucrează? Șefii probabil că, și asta cu șefii... Cinci știți, ani? Cinci ani, puțin câte puțin, pentru că... O mie de lei pe zi? O mie de lei pe zi nu s-au simțit la nivelul ăla. Domnul, când se face la finalul zilei, știți cum era pe vremuri? Se făcea așa, intrări, ieșiri și jos trebuia să-ți dea casa. Se făcea cu creionul chimic. Exact. Acum se face cu calculatorul. Acum se face, știți cum, se face așa. Se face așa. Din calculator, din două butoane, pot să rezolv problema asta pentru că sunt raportări. Apropo de asta, de exemplu, mie mi s-a părut nefiresc. Și voi fi înjurat de foarte multă lume. Așa. Dar mi-aduc aminte când Ponta și-a dat demisia în urma colectivului. O mare greșeală, Ponta n-avea nicio treabă cu colectivul, cu acea tragedie. Exact și acum, când aud că trebuie să-și dea demisia miniștrii pentru că au licențiat niște cămine pentru persoanele vârstnice, până ajunge dosar, de fapt e o formalitate, ajunge pe birou la ministru sau ajung 50-60 de dosare pe zi, pe care el le semnează, ca primarul, cum se zice. Dar le semnează în spate, sunt dosare pe care le-au semnat și le-au creditat niște funcționari publici. Ministrul a plecat, ok, înțeleg. Își dă demisia, dar funcționarul rămâne. Dar funcționarul rămân și sunt aceiași și vor face aceleași lucruri. Aici e problema, pentru că un funcționar public este 2000 de ori mai protejat de lege, ceea ce e foarte bine ca principiu, dar nu în astfel de situații. Adică, care sunt măsurile? Uitați-vă, vorbim că nu avem bani. Uitați-vă la Consiliul Județean câți bani s-au pierdut pe dă la afară, dă-i banii înapoi, dă-i salariile înapoi. Cine a luat decizia, a răspuns? S-a întors instituția împotriva persoanei respective? Nu, persoana respectivă este instituția. Noi avem țintă 4,4% și acum trebuie să facă guvernul rost de bani din pământ. Hai să explicăm ce-i cu deficitul ăsta de 4,4%. Adică ce înseamnă, ca să înțeleagă tot românul? Adică e diferența, da, pe care ai voie să o folosești din... împrumuturi, nu? Absolut. Să-ți finanțezi statul din împrumuturi. Și ei spun așa, bă, voi românii, 4,4%. Noi am împrumutat fără noimă, am cheltuit banii așa cum vă spuneam, am risipit banii. Păi am depășit 50% din PIB. Eu când aud că noi suntem independenți, că noi suntem puternici, ne arătăm mușchii peste tot, păi de unde e independență dacă tu ești la mâna creditorului? Adică creditorul tău este... instituția bancară sau non-bancară, instituțiile financiare europene, care te-au creditat. Și acum te strâng de ce găsesc la îndemână? De dobânzi. De dobânzi, exact. De dobânzi. Ce faci pentru că astăzi bugetul ți-l face, de fapt, cine? Regula din PNRR. Pentru că noi ne-am luat niște angajamente. Noi am semnat miniștrii noștri, guvernele noastre, guvernul USR. S-a dus domnul ministru și a spus, da, domnule, noi o să facem mai... Dar eu vă întreb altceva. Vor acum să impoziteze constructorii, agricultorii și IT-iști. Da? Bun. Întrebarea mea este,
De ce atunci când vorbim despre pensiile speciale pentru magistrați, problema va fi rezolvată în 11-12 ani, adică ei abia peste vreo 5 ani vor crește vârsta? Pentru că ei au legea în mână și ei hotărăsc. Dar știți de ce? Pentru că noi nu avem responsabilitate pentru nimic în țara asta. Nimeni nu răspunde pentru nimic. Știți ce mi-a spus Bogdan? Ce nivelul de consum de electricitate al acestei emisiuni a fost atât de mare încât trebuie să schimb bateriile la mine. Și 10 secunde, vă rog frumos să-mi dați voie să schimb bateriile. Că s-a consumat foarte multă electricitate în timp ce vorbeam noi. Okay. Deci 10 secunde, domnul Bogdan, dar rămânem în emisie. Nu ieșim din... Deci s-au schimbat bateriile, acum putem să ridicăm nivelul de consum energetic, ca să spunem așa. Deci, să nu faci scurt circuit, zic. Ba, fac alții scurt circuit, e o problemă. Deci, revenim. O funcționară fură 700 ceva de mii de lei. Apropo de falimentul statului. Și după aia mergem spre deficit. Falimentul statului vine din falimentul nostru, pentru că tot noi plătim. Noi plătim, dar eu întreb, e normal ca după această întâmplare, care, apropo, că ați amintit de justiție, s-a terminat cu prescripție. Absolut. Deci nu e nicio problemă, banii s-au luat, păi aici recuperăm noi. Aici recuperăm noi. Deci toate se termină cu prescripție. Ei, eu întreb, e normal ca în 2015, când s-a întâmplat lucrul ăsta, tu, primărie, să nu faci o analiză la sânge a ce s-a întâmplat acolo, pe proceduri, pe circuite, și să iei măsuri? Eu am văzut că șefa de atunci este șefă și acum. Bun, repet. Probabil că ea n-a avut nicio responsabilitate. Poate că nu șefii a avut răspundere pe zona respectivă. Domnul Harbos. Dar nu trebuie să gândim așa, știți, să noi extrapolăm. Noi suntem talibani. Dacă unul fură, dăm afară directorul și ăla fură în continuare. Că s-a prescris fapta, că se întoarce pe poziția pe care a fost de funcționar public. Deci asta se întâmplă în România. Uitați-vă în Consiliul Județean. A răspuns cineva pentru zeci, sute de milioane cheltuite, aruncate pe pereți? Cine le-a plătit? Tot buget, tot cei care contribuie la buget. Adică populația. Citizenii. Îmi place, sună bine. Asta e un englezist frumos. Citizenii. Sau un românism englezit. Sau nu mai contează. Așa spunea un mare politician. Ce că aștia citizenii să plătească. Da, din păcate, știți cum e, prostina să plătească. Bun, deci, România se află în următoarea situație. La mijlocul anului. La începutul anului eram în altă situație, ne spuneau toți că stăm bine. Și nu sunt probleme. Ne aflăm în următoarea situație. Bă, trebuie să atingem o țintă de deficit. Adică nu avem voie să cheltuim mai mult, să împrumutăm mai mult, că ne belesc ăștia... belitorii de la UE. Ne belesc în sensul în care nu mai primim finanțare. Iar noi astăzi suntem... Eu mă îndoiesc că nu vom mai primi, că le interesează să dea bani. Nu știu dacă îi interesează. Dar nu prin PNRR. PNRR-ul e baza în momentul de față. Bugetul României înseamnă PNRR într-o proporție de 80-90%. Așa. Și s-au trezit domnii ăștia, trebuie să facem ceva. Trebuie să reducem cheltuielile și să colectăm mai mult la buget. Da. Bun. Asta cu colectatul mai mult la buget, de unde colectează ei? Păi nu știu, de la aia care o să falimenteze. De la firme. Că de zice, nu, domne, ci că și primăria contribuie la buget. Nu, ia să vă spun și ceva. Consiliul Județean. La urmă, guvernul este forțat să facă într-o anumită conjunctură europeană. Ok. Ideea este următoarea. În momentul în care tu vorbești de ce nu se face reforma administrativă? Mă întreb așa, retoric. Care rezolva mari probleme.
și ar aduce bugetul acolo unde ar trebui să fie. Vorbim de cei 200.000, vă spuneam de... De ce? 200.000 de posturi. 200.000 de posturi vacante. Deci se spune vacante. Eu am să vă spun ceva. În cadrul... Eu văd în primărie. Avem posturi vacante care au fost scoase la concurs. Fie n-a luat nimeni din cei care au participat, fie nu s-a înscris nimeni. Dar sunt posturi vitale. De ce? Pentru că ai anumită dinamică, de exemplu, la implementare proiecte. Da? Cei care implementează proiectele europene, cu finanțare europeană. Acolo fiind o anumită dinamică, crește și numărul necesarul de angajați pentru implementarea acestor proiecte. Vedeți, avem probleme, că nu are cine să monitorizeze, că toată lumea zice, dar de ce nu stau oamenii de la DDIP din primărie pe stradă să monitorizeze? Pentru că ai un deficit de personal. În același timp, ai zone, eu vă dau, probabil că o să-mi iau niște rachete în cap, păi noi astăzi avem 200 de secretari de stat. În guvernul Boc... Stați o secundă. Stați, vă mai spun. Stați un pic. În guvernul Boc... O să luați rachete cu energie atomică? Nu știu cu ce. Probabil că voi lua cu energie atomică. Eu am făcut parte, am fost secretar de stat în două guverne. În timpul guvernării Boc, de la 100 de secretari de stat, Boc a făcut 50. Și eu eram în PSD, deci nu pot să mă bănuiesc că-l laud pe Boc. Nu mai vorbesc în guvernul Năstase, unde... Boc merită lăudat. Dacă nu aveai un CV, un CV care să aibă legătură cu domeniul de activitate unde te duceai secretar de stat, nu însemna Adrian Năstase niciodată. Adică dacă nu aveai competențe pe domeniul respectiv, nu era suficient. Că zicea așa, am un ministru prost, dar măcar un secretar de stat să am bun. Dar el a avut miniștri buni. Era, a avut miniștri foarte buni. Da. Adică eu am lucrat cu miniștri foarte buni. Pentru perioada aia, pentru că nu poți judeca cu aceeași măsură, sunteți istoric, profesor de istorie. Nu poți judeca cu aceeași... Nu poți judeca cu aceeași unitate de măsură în momente istorice diferite. Absolut. Adică n-ai cum, pentru că sunt conjuncturi diferite, situații diferite, bun, presiuni diferite. Revenim. Dar să revenim. 50, da? Erau 50. Astăzi sunt 200 de secretari de stat. Ca să nu mai vorbim că pe lângă cei 200 de secretari de stat, avem încă aproape 100 de persoane care conduc agenții și care au rang de secretar de stat sau de subsecretar de stat. Dar spuneți-mi un pic, un secretar de stat. Un secretar de stat are dreptul la 6 consilieri, un secretar de stat are birou, secretar, mașină, ca să nu mai vorbim și de salariu. Eu pot să înțeleg până la un punct. Dar în momentul în care ai 7 secretari, deci, repede, am făcut parte din două guverne ca secretar de stat. În momentul în care ai 7 secretari de stat într-un minister, 7, în momentul în care, și știm de la ce a pornit totul și ce a generat acest proces, politizare. Politizarea excesivă, pentru că organizațiile locale trebuie satisfăcute de către centru și... De fapt, asta este problema fundamentală de care ne lovim. Da, noi vorbim de reformă. Vorbim că nu avem bani. Păi hai să reformăm chestia asta prima dată. Da, nu știu. Cu cine? Cu ai noștri. Adică cu cei care beneficiază. Da. Și cum să o facem? Domnul Bălănescu... Președinții României s-au predat în fața sistemului. În România, ipocrizia este la guvernare. Și de ce? Suntem ipocriți de la cel mai mic până la cel mai mare. Vă plăcea melodia aia, Prostia la putere? Da. Eu am avut o emisiune care se chema Prostia la putere. Bun, dar nu toți sunt proști. Și am să vă spun ceva. Sunt lucruri care foarte rele, făcute de niște băieți foarte inteligenți. Adică, cine a spus? Eu n-am spus prostia în sensul prostia că sunt proști. Prostia e la putere în momentul în care unii acceptă niște situații limită și situații compromițătoare. Dar, repet, cred că avem nevoie de o reformă fundamentală. Pentru că eu sunt privat, da? Eu, anul trecut, mi-am făcut un business plan pentru anul ăsta. Corect. Și tu vii la mijlocul anului. Stați-vă. Care sunt principiile de bază europene? Predictibilitate, stabilitate și sustenabilitate. Nu mai există niciunul. Păi ce predictibilitate am eu în momentul în care eu anul trecut am plătit 5% dividende. La începutul anului am plătit 8% dividende. Și acum îmi spui că va fi 10%.
Și am să vă spun, nu mă raportez doar la piață și la România, pentru că eu fac importuri. Eu îi spun celui de la care cumpăr câtă marfă am nevoie. Cu cât o vând în piață, pentru că el, furnizorul, îmi controlează și prețul desigur, pentru că nu pot să vând eu cu cât vreau, că îi distrug marca, brandul respectiv. Da? Eu îi spun anul trecut că e 10 lei și anul ăsta îi spun, stai prietene, că e 200 de lei și eu mai am sau nu mai vreau, tai nu știu câte containere. Deci vreau doar să subliniez. Și lucrurile nu țin de România sau de guvernul României. Ele sunt la nivel european. Pierderea încrederii în stat și în autoritatea statului este cel mai periculos lucru. Noi am mai vorbit despre asta. O să crească accizele la țigări. În România va fi raiul traficanților de țigări. Da, de mergem prin jur pe aici, ce luăm țigări. Franța a făcut același lucru. A crescut accize la țigări și la tutun și la alcool. Păi știți cât e piața neagră azi în Franța după 2 ani de zile? 30%. Păi dacă în Franța e 30%, care e înconjurată de țări, e în Schengen, ca să fim mai drăguți. La noi care nu suntem în Schengen, da? Tocmai ni s-a spus Moldova, că nici nu vom Ucraina. Intra. Păi vă dați seama acum, la situația cu Ucraina, cam ce va intra trafic de frontieră? Ce se va întâmpla? Vorba cuiva. Și ciorile vor aduce în cioc țigări de contrabandă. Eu înțeleg că trebuie taxat bogăția excesivă. Cum se cheamă ea? Averea la vedere. Că trebuie taxate în același timp. Gândiți-vă, 1% pentru cei impozit pentru cei care au case mai scumpe de 500.000 de euro. Păi, 3/4 din București sunt bătrâni la 80 de ani care stau în case care, dacă vine și o evaluează banca, e peste 500.000 de euro. Case în care s-au născut sau case moștenite, pentru că așa a fost, un oraș de boieri a fost întotdeauna. Păi în momentul în care e pus la 5.000 de euro pe an impozit, ăla să sinucidă. Sau ce se mai întâmplă? Îl forțează să vândă casă. Și ceea ce favorizează o anumită zonă și să nu uităm de câte s-au întâmplat în zona imobiliară, mai ales în București. Așa este. Dar avem vești bune. Pentru că la Piatra Neamț rezolvăm problema cu apa, în sensul în care unde săpăm pe Traian ca să punem țeava nouă. Țeava care, de exemplu, ieri a fost băgată în probe la 10 bari. Se fac probele și acum, domnule. Dacă îmi dați voie, vorbim, dacă îmi dați voie. Asta este un breaking news. Adică, deci, o să-l rog pe domnul Bogdan. Bogdan, strigă, breaking news. Să mă ajute un suntem pic. Suntem live și... Poți să mărești, Bogdan? Dacă te rog eu frumos. Că noi suntem aici cu toate deschise pe calculator, n-am mai apucat să avem. Deci aici imaginea arată cum se fac probele la tronsonul acela nou, la liceul de chimie, da, Traian, până la intersecție. De chimie până la intersecție. Ia să vedem dacă mai reușim. Da, și aici vedeți, poți să lași, Bogdan, poți să lași. Cum se lucrează cu apa de desubt? Asta este țeava nouă. Țeava nouă. Iar și apa pe din care o vedem, da, și care ținește în izvoare naturale de la apa serv, este din rețeaua veche care este sită. Bun. Deci și se inundă zona. În condițiile astea trebuie să fie pusă țeava nouă, în condiții în care se inundă în permanență zona de lucrare. În timp ce noi vorbim, am primit un mesaj de la domnul Andrei Carabelea, primarul municipiului, care spune cam așa, că mai arătăm niște imagini, Bogdan, hai să încerc să le măresc, dacă reușesc, n-am reușit, acum poate am reușit, cum se lucrează acolo în momentul ăsta, când se termină, ne scoți cu imaginea, deci un mesaj care spune cam așa, uite cum se scoate apa, da, cu... Asta este apa care provine din țeava veche de la apa serv. Așa. Și domnul primar spunea ceva de genul ăsta. Dom'le, dacă tronsonul ăla tot l-am făcut și va fi ok cu presiunea, ar poate cei de la apa serv să-l preia, să-l preia ca să poată să nu mai aibă probleme, măcar pe tronsonul ăla. Uitați-vă puțin, cupa aia, de fapt, scoate banii nemțenilor. Da. Exact. Pentru că cei din Piatra Neamț plătesc acele pierderi. Alea sunt pierderile de 70% pe care le plătesc cei din Piatra Neamț,
Și de-aia discutăm și despre creșterea tarifelor la apă. De-aia avem cea mai scumpă apă din țară. Asta nu sunt cea motivele. Mai scumpă, să nu greșim, nu mai e de mult. Nu e cea mai scumpă, e printre cele mai scumpe. Da. Oricum e prea scumpă pentru ce poate județul Neam. Bun, deci adică da. Noi alimentăm cu apă Iașu. Nu, dar să nu greșim. Noi alimentăm cu apă Iașu, dar în același timp plătim cea mai... Nu, știți ce aș vrea eu să 10... aflu? Știți ce vreau eu să aflu? Dom'le, când a devenit Iașu proprietar pe terenurile și pe izvoarele de la Timișești? Nu știu, întrebați-l pe fostul președinte al Consiliului Județean. Nu, nu ăsta, unul din foști. Păi, fostul. Foști. Foști. Da. Deci pentru că acolo a fost o chestiune extrem de interesantă. Eu nici astăzi nu pot să înțeleg cum au gândit, dar mă rog, e treaba... Da. Numai aberații. Uitați-vă puțin, nu e normal ca un oraș, municipiu de județ să nu aibă propria societate pentru apă. Adică să stai mereu la mâna APASERC, la mâna Consiliului Județean. Când, în situația în care ei vor da faliment, ce o să facă orașul? Cine va răspunde? Tot primarul. Nu avem cum să facem mâine o societate, nu avem cum să o facem peste noapte, dar trebuie să fie o strategie. Iar primarul are în vedere pentru următorul mandat să facă o societate de transport pentru municipiul Piatra Neamț, pe care să o poată controla Consiliul Local al orașului și nu Consiliul Județean. Asta se poate. Să facem o societate... Asta nu se poate de apă. Ba, se poate. Se poate în condiții foarte grele. Foarte greu. Dar... Poate cu o strategie bună și cu o finanțare bună, credeți-mă că domnul primar gândește o strategie în sensul ăsta, pentru că n-ai cum să protejezi cetățenii altă. Eu vă spun că e bine să fie o strategie, e ok, nu e o problemă, dar deocamdată APASERV, în formula în care este acum, nu are nici o șansă de supraviețuire în condițiile actuale. Bun, și? Soluția nu este, și? Soluția nu este, din punctul meu de vedere, și am mai scobit eu aici. Stați puțin aici. Soluția este să intre în insolvență, păi, după care administratorul să salveze din APASERV acele puncte care... Ce să salveze? Deci să salveze punctele în care există... În momentul acela... Inclusiv primăria Piatra Neamț se va scrie la masa credală. Absolut. Da? Și de-abia pentru după aceea poți vorbi. Înseamnă insolvență, reorganizare. Dacă nu reușește reorganizarea, se duce în faliment. De fapt, astea sunt etapele. Dacă APASERV se duce în faliment, ce fac cei din Piatra Neamț? De unde mai dăm apă în Piatra Neamț? Păi... Cum facem administrarea acestor rețele? Deci, de opri nu se va opri niciodată societatea. Problema este... Ba, se poate opri. Adică poate ajunge în faliment. Haideți, domnul Bălănescu, 91-92 au dat faliment fabrici și uzine. Și au fost cumpărate pe nimic. Bun. Știți bine câte societăți stau la colț să cumpere apă? Eu sper că totuși 90-92 nu se va mai repeta. A, nu. Repet, va fi mai rău. Invoc din nou poziția dumneavoastră de profesor de istorie. La noi e valabil că n-am învățat nimic din istorie și istoria se repetă. Asta e problema. Nu învățăm nimic în din mod istorie. Normal, în mod normal, se repetă istoria, dar are niște cicluri un pic mai lungi, nu chiar atât de scurte. Știți ce înseamnă un ciclu mai lung? O chestie mai dureroasă, pentru că ciclurile mai lungi îți provoacă dureri mai mari. Uitați-vă în ce crize suntem, criză după criză. Adică în orașul ăsta în care ar fi trebuit ca lucrurile să se... deruleze firesc, apropo de finanțările pe care le avem. Mereu, cineva bagă bățul prin car, se politizează totul. De ce oamenii trebuie să fie ținuți în tensiune? Ca să nu mai vorbim de faptul că dacă faci pe stânga, de ce faci pe stânga și n-ai făcut pe dreapta? Dacă faci pe dreapta, de ce nu faci pe stânga? Ca în chestia cu creditorul, știți? Da. Pe stânga sau pe dreapta? Și dacă nu, tăiem. Exact. Deci de asta să zic. Nu tăiem nimic, zic. Sau nu mai avem ce tăia. Sau nu mai avem ce tăia. Și asta poate să fie. Bun. De aceea, revin, este important că se schimbă țeava de apă. Că se poate face așa, pe tronsoane. Da, se predă la APASERV. Este obligatoriu. Se dă la APASERV. Ei nu mai au pe tronsonul la pierderi. Ei trebuie să ia administrarea rețeaua nouă. Și, foarte important, ai un tronson, poți începe, teoretic, nu știu dacă și
practic firmele, pot începe pe tronzonul respectiv să lucreze cu adevărat la partea de stradă, pe partea de lucrări, pe coridor. Absolut. Să-i vedem dacă vor și face. Adică să lucreze etapizat, apropo exact. De faptul că ne cam întârziem și ne apropiem de termen și nu cred că vom putea prelungi la nesfârșit. Iar cei care instalează țeava de apă invocă mereu aceste inundații da. Care da. Provin din rețelele apase. Până într-un punct au dreptate. Absolut. Până într-un punct au dreptate. Să nu uităm că la țeava asta trebuie realizate și branșamentele. Adică lucrurile nu s-au terminat aici. Pe asta spuneam, că ar trebui să se branșeze pe tronsonul. Să înceapă branșamentele cei de și aici cred că de la, cei de la APASER o să o facă, că doar nu sunt nebuni să intervină. Nu sunt nebuni, dar nu știu câți bani au. Pentru că deja se pune problema de bani. Da. Bun. Să revenim la faliment. Nu că am fi vorbit despre APASER. Să revenim la faliment. Citați pe domnul președinte sau... Eu nu îndrăznesc pentru că, fiind conjudețeanul meu, domnul președinte are un ascendent. Este și SAS pe lângă faptul că e sibian. Eu da, nu deci sunt e SAS. Mai bun un, e mai bun analist. Absolut. Absolut. El e un analist pe cincinale, că așa parcă s-a ales președinții, nu? La 5 ani. Sunt ales pe 5 ani. Pe 5 ani, un analist din cincinale. Nu e domnul președinte. Nu, domnule, el nu are nicio vină, toți spun asta, că el este total nevinovat. Zilele trecute, pe un grup de WhatsApp, era o dezbatere cu urși. Știți că vin urși, nu știu ce, a intervenit domnul prefect și ne-a spus cum se poate face extracția da, unui și după aia așa. Au cerut cote de vânătoare da, nu, și urși și mă rog, derogare. Numai un pic, a început o discuție între jurnaliști acolo, domne, că de ce aia, că de ce aia și lucrurile au fost tranșate, un jurnalist a luat un interviu cu domnul Tanțoș Barna, care a spus, domne, zice, ok, astea-s regulile, și după aceea întrebare, dar prefectul are vreo treabă în chestia asta? Nu. Am pus și eu un comentariu acolo. Igen, ne dăm seama că prefectul n-are nicio treabă. Alții plimbă ursul. Alții plimbă ursul. Domnul Bălănescu, deci, exagerați. Pentru că prefectul de Neamț are voie să se bage și în asociația... să nu zic o prostie, da? Prefectul de Neamț este într-o continuă campanie electorală. Unde apare o găină violată, e și prefectul de Neamț. Unde apare un urs împușcat sau care s-a sinucis, e și prefectul de Neamț. Mă mir că nu s-a dus astăzi să ia cu cănița apă de acolo să spună că apa e murdară. Dar nu-i acolo târziu. Nu-i târziu. E foarte astăzi... simplu să stai în fiecare zi să-ți faci campanie electorală, să abuzezi de multe ori de prerogativele pe care le ai sau să treci limita aia, pentru că are prerogative limitate. În loc să fii atent la tot județul, pentru că se întâmplă lucruri în județ, da? E foarte atent la ce se întâmplă la Piatra Neamț, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, acolo e un război politic, care candidează la primărie, care nu candidează. Doamna Flori probabil că are o perioadă de tăcere pentru că nu i s-a dat liber. Nici într-un caz. Nu i s-a dat încă liber la vorbit, când i se va da drumul, nu se va mai opri. De, din păcate, totul în este sensul că va face dezvăluiri. Politizare, timp în care, uitați-vă... În sensul că va face dezvăluiri, nu? Nu știu despre cine. În interiorul partidului. Dar în interiorul nu vreau partidul. Eu să vorbesc despre partidul lor, despre PSD, chiar nu vreau să vorbesc. Adică să se descurce. Era acum să spun, dar despre care partid vreți să vorbiți? Pot vorbi despre partidul în care încă fac parte. Atunci să care, vorbim are, de... care are o coerență. Să vedem ce de ce folosesc cuvântul dacă... încă. Încă pentru că sunt bătrân, că poate vreau să mă retrag, poate că am alte lucruri de făcut mai interesante și mai plăcute pentru a-mi prelungi viața. Adică nu mi-am propus să ies cu picioarele înainte din politică. Iar politica pentru mine nu mai reprezintă o provocare. Provocarea mea este să fac ceva pentru orașul ăsta alături de primarul Carabela, primarul Carabela să aibă încă un mandat ca să-și finalizeze proiectele pe care le are. Pentru mine este suficient. N-am ambiții politice, nu-mi doresc să candidez pentru nimic, aviz amatorilor care... Și-au închipuit că aș putea... Mergeți la Consiliul Județean, am înțeles. Da, că voi candida eu la Consiliul Județean, nici vorbă. Sunt povești. Sau că eu aș intermedia
nu știu ce împăcare sau nu știu ce colaborare între PSD și PNL. Adică sunt lucruri mărunte pe care nici nu vreau să le discut. Așa că pot să vorbesc despre politica PNL. Într-adevăr, uitați-vă puțin la propunerile PNL apropo de taxe și impozite, acum despre scăderea deficitului. Adică sunt coerente. Pentru că trebuie să înțeleagă populația. Care sunt alea coerente? Mă refer la ceea ce înseamnă taxarea IMM-urilor și... Unde e coerența aici? Ai fost la guvernare până de curând. Ai avut prim-ministru. A fost 3%, așa. Iar acum se vorbește, PSD-ul propune 16%. Bun. Și... impozitare la IMM-uri. Păi, de ce am făcut IMM-uri? Cu ce le diferențiez de față de marile întreprinderi? Adică, sau, mai avem o problemă majoră. Cei mai mari datornici la bugetul de stat sunt societățile statului. Asta este o problemă care trebuie rezolvată. Da? Asta este o problemă care trebuie rezolvată. Societățile statului care au în Consiliul de Administrație niște oameni. Băieți. Da? Care iau până la 10.000 de euro pe lună doar din Consiliul de Administrație. Bine, am exagerat. Da. Media e undeva la 3.000 de euro. Sau 2.000 de euro. Da? 2.000-2.500 de euro, cam pe acolo. E la fel ca și la APA SERB. Deci, schimbi un director, lași un Consiliu de Administrație care l-a girat până atunci, aduci un nou director care, conform legii... Pe care l-ai dat-o tu afară cu 2 ani de zile. Pe care l-ai dat politica afară. Da. Și care, conform legii, deci omul... Dom'le, aia e valoarea lui. El a venit într-o situație de criză și el consideră vreau. Că da. Va scoate... Deci e o negociere pe care îi o permite legea. Da? Dar tu lași același Consiliu de Administrație care nu știu cât de bine va face directorului sau societății. Ați primit deja mesaje? Am primit o comandă. A venit vreo bombă nucleară? Nu, o comandă am primit. Și noi nu primim comenzi până la noi ordine. Și am răspuns. Nu primim comenzi până la noi ordine. Nu, nuclearele nu vin încă. Nuclearele o să vină. Și o să vă mai dau niște exemple. Dați-i! Da, au scăzut prețurile la alimente și nu știu eu. Deci 3 ce glumă luni de zile. Bună! S-a întâmplat ceva. Ce glumă ce bună! Ce va fi povestea aia cu 15% creștere și creștere treptată a impozitului pentru firmele care prin offshore-uri își externalizează veniturile. Când o să vedeți dumneavoastră asta, să mă chemați și pe mine în emisiune, să-mi dați un exemplu. Știți ce aștept eu? O firmă care de 10 ani de zile și-a plătit impozitele la zi, tot timpul și nu are probleme. Bă, să vină unul să facă un proiect de lege, bă, la ăsta îi facem o facilitate. Îl închidem. Ai corect. Facilitate. Corect. Și da. Pe el și firma. Deci, eu, firma mea, care e de 32 de ani deja, n-a avut nicio datorie la stat niciodată. Bun, ați primit vreo facilitate vreodată? În momentul în care am avut o problemă, deci o problemă de transport, de n-a venit marfa din extern, s-a întârziat o săptămână, au și venit călare. Adică cu ce mă încurajează? Iar ăia care au de ani de zile datorii... Dar, repet, să știți, fenomenul este unul care pleacă de jos de la fiecare dintre noi. Nu cred. Păi, eu am o întrebare. În momentul în care un patron angajează la negru, angajatul De ce angajează la negru? Am să vă spun de ce. Pentru că avem cea mai mare impozitare pe forța de muncă din Europa. Hai să facem adică în așa fel... la 47%. Hai să facem în așa fel încât să încurajeze angajarea. Bun, ambele partide aflate la guvernare acum au ajuns la concluzia că da, avem cea mai mare impozitare a forței de muncă. Eu vă spun care sunt cei mai mari angajatori din România. De fapt, a spus-o dumneavoastră. Partidele politice. Asta este foarte adevărat. Cei mai mari, toată lumea spune, nu că avem, nu domne, partidele politice sunt cei mai mari angajatori. Ei sunt agenții de joburi. Absolut. Care nu țin cont de valoare profesională, de studii, corect, de competențe. Știți care e problema? De 30 de ani în România, deși am auzit de strategia națională, de programul pentru educație, whatever. Mă rog, frate, să nu-mi spuneți de România educată. România educată, pardon.
a fost de pe vremea lui Băsescu, oricum a plecat în România Educat. Dar vreau să vă spun, de 30 de ani noi nu avem o strategie națională. Noi avem niște strategii de partide care vin și se ceartă de obicei pentru, nu pentru lucruri care într-adevăr să conteze de fond. Ei se ceartă doar pe centre de putere, pe zone, pe funcții. Dar asta este o problemă în toate partidele. Nu vă gândiți, credeți că cineva când se duce să înscrie într-un partid se întreabă ce o să facă pentru țară? Nu. Se întreabă de ce credeți că oamenii, majoritatea celor de calitate, care sunt chiar niște personalități în profesiile lor, nu se implică în politică. Pentru că în momentul în care ai intrat în politică, te-ai mânjit de rahat din cap până în picioare. Chiar dacă ești cinstit. Sau, oricum ai fi, până la urmă totul se prescrie, domnul Bălănescu, a venit Oradea, deci se prescrie. Știți ce mi se spune? Am primit un mesaj. Nu vă mai agitați, domnul Vali, că e plecată doctorița de la cardiologie în concediu, mi se spune. Am înțeles. Adică să fim mai calm, să fiu mai calm. Eu mi-am luat pastile dimineață pentru cel care a dat mesaj. Da? Eu mi le-am luat. Deci noi ne agităm aici. Pentru că știu cine are relații cu cardiolog. Da, ok. Bun, acum să vă spun ceva. Tu ești un IMM. Ai doi amărâți de angajați acolo. Și vine acum și îți spune în mijlocul anului. Și domne, 3% te duci la 16%. 3% le duci, dar nu-i numai asta. Domne, în mijlocul anului mărim salariul minim. La 1 septembrie, ne spune că de la 1 septembrie îl mărim cu nu știu cât și de la 1 ianuarie îl mai mărim o dată. Ok, pot să înțeleg. Asta apropo de predictibilitate, exact, și sustenabilitate. Bă, dar nu tot voi ați fost în guvern și la 1 ianuarie? Bun, nu e trebuie să înțelegeți că măsurile care se iau acum sunt obligatorii. Deci nu pot să înțeleg asta. Guvernul are de ales. Obligatoriu este să reorganizeze administrativ țara. Nu. O reorganizez administrativ, dar în situația în care țara este astăzi, impune astfel de măsuri. Ce diferență că este între 1 august și 1 ianuarie al anului ăsta? Domnul Bălănescu, care e diferența? Astea sunt lucruri care trebuiau, exact cum vă spuneam, cum s-au aruncat cu banii pe pereți la Consiliul Județean. Același lucru s-a întâmplat și la nivel național. Nu uitați cu ce dobânzi ne-am împrumutat. Dar eu m-am împrumutat. Păi nu, dar asta vreau să vă spun. În țara asta, nimeni nu răspunde pentru nimic. Nu există răspundere ministerială, nu există răspunderea magistraților, nu există răspunderea funcționarilor publici. Deci nu răspunde nimeni pentru nimic. Asta e problema. Eu caut acum ceva, că tot eu am rămas și dacă vreodată voi avea posibilitatea să ofer niște premii în administrație, unul dintre premii o să vi-l acord dumneavoastră. Deci un premiu, dar consistent. Când ați ieșit în această emisiune, acum ceva timp și a spus așa, v-am întrebat eu, care e problema cea mai mare la primărie? Și mi-a spus, n-avem patrimoniu. Da? Nici azi n-avem. Păi, eu vă întreb așa, no, ca... Patrimoniu avem. Patrimoniu nu era inventariat. Da. Se lucrează la asta, s-a făcut în sfârșit o strategie în sensul în care avem un calendar și s-a stabilit. Gândiți-vă că cei de la patrimoniu erau cu inventarierea undeva la nivelul anului 1995. Păi hai să o luăm așa, din 1995 până acum. Nu, cât ani faci pe săptămână, că așa am început. Care e perioada pe care o reușiți să o rezolvați într-o săptămână? Cât timp aveți nevoie? Vă spun eu, mai devreme de 6 luni, nu se va inventaria patrimoniul. Bun. Și? Care au fost consecințele? Care au fost consecințele la treaba asta? Vreau să vă spun eu. Spuneți-mi. Așa ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, exact, să înțeleagă toată lumea. În momentul în care nu ai identificat în patrimoniu un teren, de exemplu, dacă l-ai avea identificat în patrimoniu, ce-i face? L-ai cadastra, l-ai băga în cartea funciară, l-ai înregistra în cartea funciară și în momentul ăla îl poți valorifica. Neavând această evidență... Nu în sensul neapărat că să-l vinzi.
Să-l valorifici, să-l pui în valoare. Să-l pui în valoare. Valorificare care ce înseamnă? Da. Un plus la bugetul local. Exact. Da? Deci asta este problema. Problema, nu vă mai zic de vin foarte mulți care vor să concesioneze, să închirieze, să cumpere. La unii justificat, la alții nejustificat. Și tu trebuie să-i răspunzi în termen legal. Tu trebuie să-i spui în termen legal care este statutul juridic al acelui teren. Ca să nu mai vorbim că în acest haos niște băieți deștepți au profitat. Și știți bine, au făcut schimburi de terenuri, au vândut, da, au făcut abuzuri, s-au extins. Vă dau un exemplu, avem o situație în care s-a extins cu gard 100 de metri. Și pe domeniul public. Și e și om important în funcție. Nu, nici măcar nu e un om. Atunci important. Mai știu eu un caz. Face parte dintr-o minoritate. Atunci e mai important. Atunci nici nu punem problema, nu și-a extins. Și-a luat un drept pe care l-are, pe care l-are ancestral. Ancestral, că a fost persecutat de regimul nazist. Haideți să vă dau eu un exemplu. Apropo de ce îmi spunea, de asta v-am spus eu de patrimoniu. Citesc din raportul, mă rog, a revenit Curtea de Conturi să spună, domne, ce... Curtea de Conturi, iertați-mă. Fiecare raport al Curții de Conturi, invariabil, de 10 ani, da, se termină așa. Municipiul nu și-a identificat patrimoniul. Și acum citesc, dar fiți atent la ani un pic. Au fost reconciliate suprafețe de terenuri înregistrate la ani? La ani. Când citesc ani. Ani. Au fost reconciliate suprafețele terenului înregistrate în inventarul bunurilor din domeniul privat al municipiului Piatra Neamț, conform ordinului prefectului numărul din 5-2-2010. Terenurile cuprinse în angajamentul pastoral, angajamentul silvic, registrul spațiilor verzi, evidența tehnico-operativă, registrul agricol, fișa mijlocului, așa, la 31-12-2021. Și ce s-a constatat? Diferențe între evidența tehnico-operativă, adică cei pe teren, ca să o spunem, și evidența contabilă, în suprafață de 55 de hectare. Da, e vorba de pășunea de la... Spune, da. 55 de hectare, da, care nu erau în, ca să citim, evidența tehnico-operativă. Absolut. Perioadă în care s-au dat niște subvenții. Niște subvenții. Niște băieți deștepți s-au dus și au folosit terenul. Niște prime. Au pășunat. Au făcut producție pe terenul, deși erau ferme neautorizate. S-au întâmplat aceste lucruri. Văzut eu. Mai citesc ceva până când... Așa. Din hotărârea ale Consiliului, de unde vine suprafața asta? Din hotărârea ale Consiliului Local, neînregistrate în contabilitate. Exemplificăm. HCL 131 din 2011. Băi, oameni buni, 2011, o hotărâre de Consiliul Local, neînregistrată în contabilitate. De ce? Că a fost transmis o suprafață de 20 de hectare, binecuvântat fie cel care le-a dat, către Direcția Generală a Penitenciarelor, suprafață cuprinsă în inventarul bunurilor din domeniul privat al municipiului Piatra Neamț, conform ordinului prefectului, în 2010, poziția 15, lot Lunca Văleni. Da, cine voi avea ce de la... Păi trebuia să fac un penitenciar. Domnul Ștefan a fost vizionar. Vizionar și a zis, domnule, să fac un penitenciar aproape de casă. Să fac un penitenciar aproape de casă. Clădirea de pe Cozla. Nu, în Valeri. Așa. Și pe urmă mai spune așa. Și domnule, o suprafață de 1,11 hectare, ca urmare a emiterii titlului de proprietate în 2017 către Biserica Bâtca Doamnei. Deci, în ce lume trăim? Păi trăim în... realitatea cotidiană. Și atunci, pe care o acceptăm, pentru că nu putem modifica... Vorbeați de faliment. Păi falimentul este... falimentul statului român. Peștele de la cap să împute. Care e capul?
doamnă Bălănescu, eu cred că falimentul și totul se împute de data asta nu de la cap, ci de la picioare. Pentru că ne complacem, pentru că suntem mereu părtași la lucrurile astea, fiecare acolo unde suntem. În primărie au fost atâția angajați, atâția funcționari publici care, părerea mea, dacă lucrează de 23 de ani în primărie, înseamnă că a fost părtași la momentul ăla, nu? Mă mai citesc ceva. O situație aparte se înregistrează la terenul suprafață de 6 hectare, un mizilic, da? Dar la oa nu știu care, reevaluat în 2021, mă rog, teren pentru care entitatea auditată, Recte, primăria Piatra Neamț, nu deține documente de proveniență, făcându-se mențiunea că, ghicităm, nu se regăsește în evidențele vechi, a fost înscris din eroare în ordin. Dom'le, 6 hectare! Da, păi astfel de lucruri. Din eroare. Astfel de lucruri se regăsesc în mod curent. Adică dacă ați vedea cam care este istoricul patrimoniului în Piatra Neamț, mă las cu mine de cap. De ce credeți că n-a existat interes până va veni în mandat domnul Carabela? N-a existat niciun interes pentru evidențierea și inventarierea patrimoniului. Citesc și nu-mi vine să cred. Suprafață de 60 de hectare, lot vânători, din care 25 a fost înscris în cartea funciară și ocupată de depozitele ecologice de deșeuri, iar pentru suprafața de 35 de hectare, care nu este înregistrată în contabilitate, entitatea nu a prezentat documente care să justifice această diferență. Acum înțelegeți de ce vreau să vă dau premiul ăla? Că ați ridicat problema patrimoniului când nimeni nu o recunoștea. Aș vrea să-i dați un premiu, domnule primar, când va finaliza mandatul, cu o evidență clară a patrimoniului. În măsura în care este accesibil. Pentru că... Pentru el am un alt premiu. Da, un nou mandat. Vă mulțumesc. Eu nu dau mandate. Nu, dar puteți susține un nou mandat. Da. Acum, eu îl susțin public. Da, deci... Pentru că, într-adevăr, avem omul potrivit la locul potrivit. Da. V-am lăsat fără cuvinte? Nu. Nu. Nu vreau să comentez. Eu, în general, nu comentez. Nu trebuie să comentați. Astea sunt realități. Dom'le, face lucruri. Va fi singurul primar după 30 de ani care spune am făcut aia, aia, aia. Nu. O să fac aia, aia. Că îl văd pe unul besmetic, care, mare vlogger, care îmi povestește ce o să facă și cum o să facă, care n-a făcut nimic în viața asta. Absolut nimic. Nici măcar în privat. Adică... Eu nu mi-aduc aminte ca domnul Carabela să fi folosit statul ca să-și facă afaceri în privat. Alții care au făcut asta și au frizat și penalul, vin acum să ne explice nouă ce bun sunt ei să fie primari. Hai să fim serioși. Eu nu discut despre foști prefecți. Eu nu discut despre actual prefecți. Despre foști prefecți. Așa că am acoperit toată plaja. Eu nu discut de actual, vreau să de foști. Da, mai ales că mie îmi plac ăștia foștii, că sunt foarte bine conectați. La țeavă? Nu, la cabluri. Ah, la cabluri. Am înțeles. Foarte bine. Dau și bibliografie. Se cheamă cablați, nu da, conectați. Conectați da, ăla de vis-a-vis de cablu. Corect. Na. Dau și bibliografie dacă e nevoie. Ah, absolut. Deci, da. Bibliografie. Citiți training-uri, da. Citiți sentința. Sentința lui Ionel Arsen. Cu microfonul. Continui și te faci vlogger. Nu? Că ți-e la îndemână microfonul. Bineînțeles. Bineînțeles. Despre asta vorbim, dar nici nu contează. Așa, am început să mă detașez de lucrurile astea, pentru că primarul are momente în care intră așa, normal. E necăjit, intră în depresie, pentru că, bă, dar asta eu vreau să fac. Asta e o știre. Nu, în sensul în care vrei în fiecare zi, muncești în fiecare zi, vrei să schimbi orașul ăsta, și vin niște nei ca nimeni și spun, bă, dar stai, domnule, puțin, că nu e bine așa, că parcul Nicu Albu. Situația a fost o situație de rahat, mă scuzați. Că era vorba despre... Dar asta e legislația. Dacă primarul ar fi intervenit în licitație și l-a luat pe cel mai șmecher din România, ar fi fost corupție. În momentul în care aplici legea, în momentul în care la contestă la CNSC, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
se amână. A scris în ziar despre asta? N-am scris în ziar, dar o să scriu. Dar o să scriu. Vedeți cum vă fac eu politica cum vă influențez politica redacțională? Eu vă zic, acum că tot ați deschis subiectul ăsta. Dom'le, Urban, parcă așa se cheamă, CMI Urban, ăștia cu piețele, care sunt în insolvență. Da. Și aud un an de zile că la următorul termen ies din insolvență. Da. Și îmi spune mie domnul primar aici, în locul pe care stau. Și v-a spus foarte corect. Există o companie care s-a trezit acum, care are pretenții la masa credală, neavând dreptul, dar ce face? Se duce în instanță și mai amână încă o perioadă. Nu pot să vă spun public de ce, dar după emisiune vă spun. Pentru că e treaba instituțiilor, abilitatea nu e treaba mea. Domnul Harbos, domnule, spuneți-mi și mie, într-o emisiune dumneavoastră, domnul primar, cine naiba o fi pe la Urban? Așa, spuneți-mi într-o emisiune... Cine e administrator special? Da, nici nu știu, păi Bistricianu sau cine o fi. Domnule, să-mi spune și mie, cum a ajuns compania aceea să facă asociere cu Urban? Să prezinte toate documentele. Public. Asta nu e treaba primăriei. Haideți că Urbanu acuie. Nu e treaba, nu e. Ea lui Bisticianu? E o societate comercială în care primăria este acționar, care a cerut situația și care, nu uitați, că dacă nu era primarul de azi, Carabela, aveam și astăzi Cozla, vândută la fier vechi și telecabina. Aveam Urbanu făcut praf și luat totul. Gândiți-vă cât s-au pus ochii pe piețe. Gândiți-vă cât rezistență a dus Carabela ca să nu se vândă baza hipică. Credeți că poveștile alea, care sunt povești din punctul de vedere al primarului de astăzi, că în parcul Cozla se fac investiții imobiliare, păi credeți-mă, le-a trecut unora prin cap și au venit cu astfel de lucruri să facă investiții imobiliare și în parcul Nicu Albu, să facă și în baza hipică, că băieții sunt deștepți, nu? Dar gândiți-vă numai la rezistența pe care a pus-o primarul și care a venit cu soluții pentru a plăti datoriile, pentru a întoarce societățile la primărie. Eu, acum, dacă tot am depășit timpul, vreau să vă rog ceva. Am depășit timpurile. Eu vreau să vă rog ceva. O să-l rog pe Bogdan când o să poată, dar eu trebuie să salvez imaginile. Dacă reușesc foarte rapid... O să vă rog pe dumneavoastră, pentru că noi am mai prezentat aceste imagini de câteva ori. Am scris, dar se pare că dacă scriem și nu vorbim și nu prezentăm în direct, nu prea avem nicio șansă. Deci, domnul Bogdan, te rog frumos, dar după ce... Ce vreți să puneți clădirea invocată de la... N-am nicio clădire. Eu vreau să pun un lucru simplu și să vă rog să interveniți. Dumneavoastră, în centrul orașului, era, uitați-vă acolo, fără mare, Bogdan, un fel de cașcarabetă plină cu mizerie și gunoaie. Știu, după ce s-a luat, este în centrul orașului, Bogdan, spune-mi tu exact locația, lângă Baia Comunală. Undeva în lateral, acolo, lângă Baia Comunală. Se vede Max Computers în zonă. Acolo era o cașcarabetă, acum a fost luată, locul s-a transformat în depozit de gunoi. Puneți, domne, pe cineva acolo, că este o întreagă nebunie. S-a dat foc acolo, se fac tot felul de prostii. Asta este una. Doi, luna trecută s-a votat o hotărâre de Consiliul Local, recunosc că mi-a scăpat, că am fost plecat. O hotărâre care stabilește, și asta apropo de ce îmi spuneați de primărie, HCL numărul 180 din 26-6-2023, care mi-a scăpat. Am văzut că stabilește prețul gunoiului colectat, transportat și depozitat deșeuri selectate agenți economici și instituții publice de la 53 de lei pentru societăți la 294 de lei și 40 de bani fără TVA. 350 de lei metru cub la societăți comerciale. Da. Păi stau și mă întreb. Asta este prețul pe care îl pune operatorul, că nu îl pune primăria. Da. Eu n-am spus asta. Eu spun, domnule, este o nebunie. Ne batem cu capul de pereți la prețul la apă și spune, noi, e cel mai mare.
ci 350 de lei metru cub. Noi nu stăm foarte rău vis-a-vis de... Dar nu mă interesează în alte părți. Bun, Piatra Neamțu a fost deschizător de drumuri. Nu, e vina primăriei. Dar eu nu spun că e vina primăriei. Adică eu spun nicio vină. Eu spun, știți ce se întâmplă acum? Astea sunt consecințele politicilor apropo de gunoi, afacerilor făcute. Aduceți-vă aminte groapa asta nenorocită. De ce, ne creează astăzi groapa? Nu ne creează. Ba, probleme. Ne creează probleme pentru ne creează că nu putem amenzi, pune, nu putem pune gunoi în ea. Nu mai pot să pun nimic în ea. Păi, dar asta e problema. De ce dacă e goală, să o închidem? Nu e goală. E 80%. Nici măcar asta nu. Dacă mă întrebați pe mine, cei de la mediu, nu știu dacă e 80% sau e 100%. Eu întreb cum s-a făcut evaluarea, s-a făcut o expertiză. În fine. Eu întreb cum s-a ajuns. Bani costă primăria acum să ducă acolo, să ia de acolo, să nu, să ia tot gunoiul ăla și gunoi mai ales ăsta resturile din construcții, da? Să le transporte de acolo pentru că ele au fost puse ilegal. Păi nu răspunde la care l-a pus ilegal. Păi domne, hai să-l luăm pe ăla de urechi. Păi cine să-l ia? Eu sunt DNA, ce sunt? Nu, dar puteți face o plângere primăria. Făcute plângeri. Domnul Bălănescu, haideți, domnule, cât faci 1000 de plângeri și se rezolvă una la 10 ani și știți ce se întâmplă la 10 ani? Se prescrie. Ne oprim aici. Mulțumesc frumos. S-a prescris. S-a prescris și această emisiune. Dumnezeu a ta, Dumnezeu sper, a luat. Sper să ne ierte cei pe care i-am deranjat, că am vorbit. Ne urăm succes, suntem aici ca să-i deranjăm. Succesuri. Succesuri, ca să ne referim la fost președinți și odrasele lor, care au beneficiat de legea prescripției recent. Absolut. Ne oprim aici, mulțumim lui Liviu Arbus pentru participarea la emisiune și îl mai așteptăm atunci când vrea să mai vorbim despre falimentul statului român. Și falimentul social și alienarea socială, pentru că este o nouă boală și care va cuprinde întreaga societate mondială, nu neapărat la noi. Sunt lucruri interesante și pe care noi le percepem ca fiind foarte departe de noi, dar sunt foarte aproape, sunt în mijlocul nostru. Chiar dacă suntem la Piatra Neamț, unde toți zic, domnule, nu ajunge aici, până ajunge de la Viena la Piatra, direct vine, ia câtă, Schengen. Mai ales de la Viena. Mai ales de la Viena. Mai ales de la Viena la Piatra Neamț, vine imediat, nicio problemă. Păi asta e problemă. Ne oprim aici, cele bune. Cele bune, numai vine, sănătate tuturor.